venit căței! Sunteți gata pentru o poveste? Da! Trebuie să fim pregătiți pentru poveștile care ni se vor spune la locul de joacă. E simplu! Nu trebuie decât să ascultați povestea și să stați cu minți. Cu minți? Nicio problemă! Dacă azi îmi vine să dau din coadă, am foarte multă energie. Trebuie să dau din coadă. Bine, gata, stau cu minte din clipa asta. A fost odată? Scuze. Bine, de acum. A fost odată? Trebuie să mă opresc. Te rog, oprește-te. Da! Cum să stau liniștit până la sfârșitul poveștii? Vreau să aflu cum se termină. Sau măcar cum începe. Aș vrea să nu mai dăm deloc din coadă. Am o idee! Rolly, poți să-mi aduci două șocărichii țăitoare și o păturică din casa cât de repede poți? S-a făcut! Poftim! Perfect! Mai am nevoie de câteva lucruri. Îmi trebuie pătură, pălărie, creion, scoci, apă, haină, pantofi, pernuță, urechi de maimuțoi. Wow! Și gata! Mulțumită agitației tale, ai reușit să-mi aduci ce-mi trebuia, pentru ca povestea să devină mai interesantă. O scenă de pe care să citească Pisi. Dețul meu din coadă a ajutat până la urmă. Acum cum scap de el? Rolly, eu cred că deja tu te-ai liniștit. Așa e! Wow! Mersi, Kia! Făcându-l pe Rolly să alerge să-ți aducă lucruri, l-ai vindecat de datul din coadă, Kia! Bate lăbuța! Putem să începem povestea cu Pisi? Cu siguranță! A fost odată ca niciodată un băiat, Jerry, care avea un pulover găurit. Și puloverul lui Jerry a trăit până la adânci bătrâneți. Sfârșit! Îmi plac poveștile! Sunteți grozav când se spun povești! O să vă descurcați la locul de joacă! Am stat atât de mult nemișcată încât acum sunt eu agitată. Nu te teme, Pisi, o să te vindecăm imediat. Nu ratați Prietenii Cățeluși la Disney Junior.